ne-am regăsit astăzi și l-avem din nou invitat pe Valentin și continuăm astăzi discuția cu el despre cultura de cânepă indoor. Bună, Valentin! Aș vrea să te Bună, întreb Alexandra, astăzi. bine te-am regăsit. Și eu mă bucur să te văd din nou și mă bucur foarte tare că ne împărtășești iarăși din cunoștințele tale. Aș vrea să te întreb care sunt aspectele cele mai importante pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când se proiectează o cameră de cultură indoor pentru o calitate superioară a cânepii, din toată experiența pe care o ai și din afara țării în cultivare. Da. Eu când vorbesc despre cultivare și înainte să mă apuc să cultiv, eu personal mă gândesc deja la produsul finit. La cine îl dau, ce calitate va avea produsul, ce voi face cu el și așa mai departe. Pentru a oferi consumatorilor un produs de calitate, am nevoie ca plantația pe care urmează să o încep să fie cultivată într-un mediu corespunzător. Acum, probabil, mulți se întreabă ce înseamnă mediu corespunzător și am să explic câteva detalii de care orice cultivator profesionist trebuie să țină cont pentru a scoate un produs de calitate superioară. În primul rând și cel mai important din punctul meu de vedere e camera de cultură trebuie să fie curată. Cultivarea într-o cameră curată păstrează compoziția chimică delicată a plantelor, rezultând concentrații mai mari de cannabinoizi și terpene. Acest lucru duce la produse finale și mai potente și mai aromate. Practicile camerelor curate asigură condiții de mediu uniforme, promovând creșterea și dezvoltarea constantă a plantelor. Această consecvență se traduce în produse cu potență, aromă și efecte de încredere, sporind încrederea și satisfacția consumatorilor, că până la urmă urmei pentru ei cultivăm. Mediile camerelor curate reduc la minimum prezența contaminanților, cum ar fi mucegaiul, bacteriile și dăunătorii. Această reducere a contaminanților are ca rezultat produse mai curate, mai sigure, care îndeplinesc standardele stricte de calitate. Prin reducerea riscului de creștere și oxidare microbiană, cultivatorii care cultivă într-o cameră curată, prelungește și durata de valabilitate a produselor, permițându-le să-și mențină calitatea și eficacitatea pentru o perioadă mult mai lungă. Și spune-ne un pic despre controlul luminii, al temperaturii, umiditatea, circulația aerului. Știu că sunt niște factori extrem de importanți, de asemenea, în camera de cultură indoor. Da, absolut, absolut. Practic, mediile camerelor curate mențin și o calitate ridicată a aerului prin sistemele eficiente de ventilație și purificare a aerului, minimizând expunerea lucrătorilor la contaminanți și alergeni din aer. Camerele curate sunt concepute pentru eficiență și funcționalitate, optimizând fluxurile de lucru și minimizând efortul fizic al lucrătorilor. Acest lucru contribuie la un mediu de lucru mai confortabil și mai productiv. Ce înseamnă toate astea? Adică cultivatorul va trebui doar să monitorizeze cultura, aparatele din încăpere, apa, nutrienții, pH-ul din mediul de creștere, luminile și așa mai departe. Totul este automat. Ar mai fi și anumite beneficii pentru afaceri. Cultivarea într-o cameră curată se aliniază cu cerințele stricte de reglementare, asigurând că produsele îndeplinesc standardele de siguranță și calitate, standarde de conducere. Acest lucru reduce riscul de complicații legale. Pentru a îndeplini toate aceste cerințe, avem nevoie de sisteme de purificare a aerului, tehnici de sterilizare, echipament individual de protecție,
controlul temperaturii și umidității, sisteme avansate de monitorizare. Cu cât ne implicăm mai mult în a oferi aceste condiții plantelor, cu atât plantele ne vor oferi randamente mai mari și mai calitative. Pare foarte complex tot ce ne-ai povestit până acum și, în esență, îmi vine o întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez, și anume, care ar fi abilitățile și cunoștințele esențiale pe care trebuie să le aibă un cultivator, pentru cultura indoor, și pentru a avea o cânepă de calitate înaltă în cultura indoor? Da, în acest rol, sarcinile unui cultivator vor include mai multe: supravegherea producției de cannabis, crearea planurilor de cultivare, rezolvarea problemelor cu plantele și supravegherea personalului fermei. Pentru a fi un cultivator de succes, ar trebui să ai cunoștințe excelente despre plantă și capacitatea de a identifica și de a răspunde la orice probleme care apar în timpul producției sau cultivării. În cele din urmă, un cultivator de top ar trebui să fie o persoană dedicată și cu pasiune pentru această plantă și agricultură. În esență, este o certificare sau un statut în industria legală de cânepă și cannabis. Acesta este oferit de mai multe organizații diferite, atât într-o sală de clasă, cât și online, pentru a pregăti persoanele pentru a supraveghea toate aspectele unei întreprinderi sau unei cooperative agricole. Ca și responsabilități, un cultivator trebuie să supravegheze operațiunile zilnice ale unei ferme, inclusiv plantarea, tunderea și recoltarea culturilor, elaborarea unui plan de cultivare și atribuirea sarcinilor personalului fermei, organizarea proceselor de transplantare și clonarea plantelor, verificarea culturilor existente și pentru boli și rezolvarea oricăror probleme de sănătate a plantelor, cum ar fi deficitele sau mucegaiul, asigurarea că cerințele de creștere ale plantei, cum ar fi luminarea, pH-ul solului și nutrienții sunt îndeplinite în mod constant, gestionarea inventarului, identificarea și rezolvarea potențialelor amenințări la adresa culturilor, cum ar fi, de exemplu, dăunătorii, gestionarea bugetului fermei, creșterea de noi soiuri de plante conform specificațiilor fermei, asigurarea respectării fermei cu politicile de stat privind planta și procedurile de cultivare. Iar ca cerințe pentru angajarea unei persoane pe post de cultivator, include o diplomă de licență în știință, botanică, agricultură, horticultură sau un domeniu conex, un minim de 4 ani de experiență, experiență de cel puțin un an într-o poziție de conducere, cunoștințe majore despre planta de cânepă sau cannabis, cerințele sale de creștere, tehnici de gestionare a bolilor, cunoaștere excelentă a metodelor de cultivare, atât în indoor cât și în aer liber. Ar mai fi o atitudine orientată spre soluții și bune abilități analitice, excelente abilități de conducere și comunicare, abilități de a lucra ore întregi cu plante și, bineînțeles, dorința de a rămâne la curent cu tendințele actuale în cultivarea plantelor. Pentru că noi, ca oameni, evoluăm pe toate planurile, iar cultivarea cânepii nu face deloc excepție. Apar tot felul de lumini noi care să imite soarele cât mai mult, sisteme de creștere, strategii pentru a scoate un produs final cât mai calitativ. Din punctul meu de vedere, a fi un cultivator experimentat înseamnă dedicare totală plante de cannabis. Trebuie, înainte de toate, să respecti și să iubești planta. Iar dacă tu oferi aceste două lucruri simple plantei, și planta la rândul ei va avea grijă de sănătatea ta.
Asta am vrut să spun și eu în încheiere, că sună foarte complex, dar în același timp când faci din pasiune și te dedici și iubești planta aceasta, ai și foarte multe satisfacții personale. Da, În principiu, ceea ce cred că putem toți deduce este că pentru a fi cultivatori indoor, ne explica că sunt o sumă de cerințe foarte importante și că este un lucru extrem de serios și de important. Și noi aici ne propunem să vă arătăm că avem expertiză în acest domeniu, așa că așteptăm întrebările voastre. O să lăsăm adresa de e-mail la care așteptăm întrebările, dar puteți să și comentați pe acest video, să dați share prietenilor, pentru că noi aici vrem să creștem tot mai mult comunitatea și să vă oferim atât informații actuale și foarte importante pentru domeniul care vă interesează, dar în același timp să vă arătăm că și noi în România avem experți, avem profesioniști și avem mai ales oameni care iubesc foarte mult această plantă. Îți mulțumesc încă o dată, Valentin, pentru cu mare filmarea drag, de Alexandru. astăzi, pentru explicațiile pe care ni le-ai dat și ne revedem curând! Ne revedem curând.